Pe lângă această bisericuță, care este din zona Chioar, din, așa cum am spus, provine din localitatea Checiș, mai avem obiective de arhitectură tradițională din Lăpuș, dintre acestea aș aminti Casa Costeni, care este una dintre gospodăriile cele mai mari, ea se află chiar la intrarea în muzeul nostru, apoi gospodăria de agricultori din Lăpuș, avem o casă preoțească din Ungureni, apoi, trecând în Maramureșul Voievodal, aș putea spune că avem casa din Berbești, care chiar în acest an am restaurat acoperișul, pentru că este foarte dificil. Această muncă de restaurare-conservare este grea și necesită atenție permanentă. Casa aceasta în care ne găsim este Casa Petrova, una dintre cele mai valoroase ale muzeului nostru, pentru că este cea în care s-a născut Gheorghe Bilașcu, fondatorul Școlii Stomatologice Românești. Aceasta este o casă tipică pentru familiile înstărite din acea vreme. Ea este datată la mijlocul secolului al XIX-lea, deci este mai mare, mai luminoasă, cu 3 încăperi. Apoi mai avem și din zona Chioar, avem din zona Preluca un obiectiv, avem din Finteuș și avem obiective chiar și care depășesc granițele actuale ale județului Maramureș, deci am putea spune că suntem un muzeu reprezentativ pentru nord-vestul României, deoarece gospodăria din Valea Vinului este din județul Satu Mare, deci zona Codru extinsă nu doar la partea de Maramureș. Dintre bunurile culturale pe care le păstrăm la noi, în depozitele noastre, regăsim și din zonele limitrofe, din Sălaj sau din Satu Mare. Nu doar obiective de arhitectură tradițională, ci și bunuri culturale, textile, ceramică și așa mai departe. Avem în muzeu 55 de obiective de arhitectură tradițională, aici spunând nu doar gospodării, ci și anexele acestora, găbănașe, cotețe, instalații tehnice și unele dintre clădiri, aș ține să menționez, au avut funcție civilă, școli, de exemplu. Avem două școli, școala din Șomcuta Mare și școala din Giulești, trecând așa în revistă, de fapt, viața satului. Biserică, gospodării de țărani, dar și cele cu destinație civilă. Maramureșul fiind țara cu 4 țări, fiecare zonă etnografică are specificul său. Dacă Maramureșul Voievodal este special prin a fi țara lemnului, unde inclusiv acoperișul acela impunător este din lemn, este cu draniță, am bucuria de a mai găsi în aceste vremuri pe care le trăim meșteri care știu să facă draniță și noi încercăm să-i aducem chiar pe aceștia să-i folosim la restaurările noastre. Apoi în țara Lăpușului avem gospodăriile pe care noi le păstrăm cu acoperișul de paie. Aici este o poveste cu care noi ne confruntăm și eu ca manager când proiectez lucrările de restaurare și conservare întâmpin destule dificultăți pentru că paiele nu se mai recoltează cu batoza ca odinioară. Nici soiurile de grâu sau de secară nu mai sunt cele care erau și atunci paiul nu mai este la fel de gros, nu este destul de înalt și restaurarea trebuie să se facă mult mai des. Pe lângă aceasta știm foarte bine că fumul trecea prin pod, paiele erau trecute printr-un strat așa care le dădea soliditate și trebuie să intervenim mai des. Și aici este munca noastră care nu se vede, de fapt. Apoi și în țara Chioarului erau case cu paie, cele pe care noi le avem în muzeu sunt cu paie, iar pentru țara Codrului, gospodările pe care noi le păstrăm sunt cu stuf. Deși nu suntem în delta, avem pe partea aceasta, așa era odinioară, cu stuf și chiar în acest an am reușit să restaurăm una dintre cele mai speciale obiective pe care le avem, gospodăria Tămășești, care este chiar în vârful dealului, la cea mai înaltă altitudine din muzeul nostru și a fost o adevărată aventură să aducem stuful din delta, să găsim meșteri, dar satisfacția acum la final este foarte mare. Ne place.
place ca acest muzeu să nu fie doar un păstrător al zestrei materiale a Maramureșului, ci să fie un loc viu, un muzeu deschis spre comunitate și prin evenimentele pe care noi le desfășurăm, aceasta încercăm să facem, să atragem publicul înspre noi și de aceea desfășurăm în spațiile noastre și ateliere de educație muzeală, tocmai pentru a-i învăța pe copii care le sunt rădăcinile și care sunt obiceiurile și tradițiile pe care le-am moștenit de la străbuni. Cel mai drag eveniment pe care îl găzduim noi este Crăciun în Maramureș, aflat anul acesta la 11-a ediție. Se va desfășura în 21 decembrie și atunci ulițele satului sunt pline de culoare, de veselie, cete de colindători vestesc nașterea Mântuitorului și atunci este o bucurie generală. Viflaim tot felul de măști tradiționale, toate acestea le regăsim aici, dar pe lângă acestea și obiceiurile culinare, care ne-au dus renumele peste hotare, acel tradițional tăiat al porcului sau pregătirea bucatelor pentru Crăciun, toate acestea le păstrăm, împodobitul bradului cu covrigi și cu nuci, ca odinioară, dar în special colindele care sunt în Maramureș poate mai frumoase decât oriunde în țară. Pe lângă partea de restaurare, conservare și dezvoltarea și valorificarea colecțiilor este o prioritate pentru un manager, mai ales în condițiile în care satele Maramureșului și nu numai, cele și din întreaga țară suferă transformări de la un an la altul. Spațiul pe care îl avem noi, cele șase hectare, terenul un pic nu este foarte stabil și puține locuri în care am mai putea amplasa construcții, dar totuși am identificat câteva locuri unde am putea să aducem ceea ce nu avem. Și în anul trecut am reușit să identificăm în teren un obiectiv important, o fierărie din satul Giulești, pe care dorim să o amplasăm lângă gospodăria din Giulești pe care o să o avem și să-l transformăm într-un atelier de meșteșuguri, de fierărie, așa cum era odinioară, să-l facem demonstrativ pentru elevi și să-i dăm viață. Pe lângă acestea, ar mai fi chiar zilele viitoare, vom merge să vedem un obiectiv în zona Cărbunar, ceea ce noi nu avem, cu acele coloane bigeminale sau trigeminale, cu simboluri, încărcate de simboluri, și ar fi o bucurie și un câștig pentru muzeul nostru dacă am reușit să aducem un astfel de obiectiv aici, în satul de pe deal. Răspund foarte bine. Ei s-au obișnuit acum în ultimii ani pentru că am creat programe speciale pentru ei. Ei sunt obișnuiți să vină la noi și am început să primim propuneri și de la ONG-uri, de la unitățile de învățământ, nu doar noi să mergem cu serviciile noastre către comunitate. În timpul vacanțelor am pregătit pentru ei ateliere de vacanță, ca să nu se plictisească, să nu îi lăsăm doar în fața smartphone-ului și a gadget-urilor cu care sunt ei obișnuiți astăzi. Au constatat cu bucurie că le place să coasă, am adus meșteri voluntari care ne-au sprijinit în acest demers, s-au jucat pe ulițele satului, avem un program anul acesta să învățăm jocurile vechi ale copilăriei, chiar dansuri tradiționale. Atelierele educaționale se desfășoară pe perioada întregului an școlar și copiii vin cu drag înspre noi și pleacă cu amintiri frumoase și constată că este frumos să-ți redescoperi rădăcinile și, de ce nu, să înveți despre trecutul tău și să duci mai departe, să fie conștienți de ceea ce au moștenit, că le revine o responsabilitate mare să ducă mai departe această zestre culturală.